Moneda virtuală cucerește și România Să faci bani fără să faci nimic Puh! Și după aia uite cum a scăzut Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari Când că s Astăzi, la ora de cripto, în sfârșit arată ecranul doar verde, iar Bitcoin este la 59000 de dolari, Ethereum la aproape 4500 de dolari și AdConn-urile sunt și ele în sfârșit pe verde, după multe zile pe roșu. Înainte să mergem pe analize, vreau doar să vă mulțumesc pentru cei 10.000 de abonați, 10.508 în momentul de față. Am ajuns la o bornă foarte, foarte mare, pe care nu credeam că o să ajung niciodată atât de repede. M-am apucat chiar prin aprilie, cred că chiar 25, cred că chiar uh, 7 luni de când am creat acest canal. Uh, și mă gândeam poate 4-5 mii până la finalul anului și deja suntem 10 mii și vă mulțumesc fiecăruia dintre voi care mă urmări și sper să vă fie de folos și că v-am ajutat să faceți uh, mulți bani. Și nu uitați și când fac ceva greșit sau fac greșeli, nu uitați să mă atenționați și mă corectez. Și vă mulțumesc fiecăruia în parte. Se merge prima dată pe Bitcoin pe 4 ore și e, vă spuneam ca Bitcoin să devină bullish trebuie să treacă de EMA Ribbon pe 4 ore. Pragul de 58.600 de dolari și cam pe aici era pragul cel mai important pe Bitcoin și dacă Bitcoin mergea e, la 54.000 de dolari și mergea sub el atunci era începutul unei corecții mult mai mari. Dar Bitcoin s-a redresat în momentul de față și este peste EMA Ribbon, primul lucru bullish din piață pe Bitcoin în momentul de față. Și pe 4 ore putem vedea și un W pattern sau un double bottom. De obicei un double bottom funcționează foarte bine cu o divergență bullish, adică când prețul este cam în stagnare sau, sau când prețul este ușor în scădere, dar RSL ne-a împins aici grav, da? Vedem aici, ne împinge foarte mult uh, în sus, ceea ce ne-ar putea semna ca prețul să se meargă în sus. Și Bitcoin în momentul de față a ieșit din acest W pattern, care de obicei se vede sau apare la sfârșitul sau uh, schimbării unui trend. Trendul era în jos și acum vedem un W pattern pe care Bitcoin l-a spart. Și hai să vedem care este targetul din acest W pattern. Este așa un pic mai câș, un pic mai strâmb. Și targetul din acest W pattern ar fi se măsoară de jos de aici până la neckline și se va pune în momentul ieșirii. Și vom avea un target de aproximativ 62.600 de dolari dacă Bitcoin ar fi să meargă până în capăt din acest tipar. Poate în poza asta se vede mai bine decât pe mânzgăliturile mele un W pattern, neckline-ul, iar mai apoi merge în sus. De obicei, ceea ce se întâmplă sau ceea ce am vrea să se întâmple să meargă puțin în sus, să reteseze rezistența anterioară în suport și de aici să plece în sus. Și mare atenție la volum. Tot timpul când tranzacționăm uh, pattern-ul tipare sau când spargem rezistență sau suporturi trebuie să vedem și volumul. Și volumul este destul de mare. Vedem două candele aici de verde peste medie, dar aș vrea încă o candelă mult mai mare și cu o candelă mai mare în sus. Și atunci cred că această corecție se va termina pe Bitcoin și Bitcoin poate să meargă și mai mult în sus și mă aștept ca piața să încă să urce până undeva prin decembrie. Dar ce prin decembrie tot timpul scădem, adică și în 2017 a fost uh, topul pe Bitcoin, iar mai apoi altcoinurile au urcat încă câteva săptămâni și asta a fost. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Uh, este mare întrebare uh, cum s-a maturizat piața în acest bull market, cu atâția investitori, cu atâtea companii mari. Uh, sunt și eu foarte curios și Uh, nu cred că știe exact uh, nimeni ce se va întâmpla de aceste un tărâm nou. Dar Bitcoin în momentul de față arată bine atâta timp cât va sta peste 58.600 de dolari. Și următorul test pe care trebuie să-l spargă Bitcoin este acesta de 60.200 de dolari. Dacă Bitcoin ar merge și pe daily peste EMA Ribbon, atunci sigur să avem foarte mai șanse să merge mult mai sus. Uh, putem vedea și uh, să vedem ce s-a întâmplat în trecut, cam tot pe finalul lunii septembrie, da? Bitcoin era peste EMI Ribbon pe aici prin august, septembrie, totul era bullish, da? Am scăzut sub EMA Ribbon câteva zile, iar mai apoi a, a urmat o creștere parabolică, o, o creștere în V. Asta se poate întâmpla în momentul de față, da? La fel, câteva zile suntem aici, iar mai apoi încă un val puternic și poate ultimul din acest bull market pe Bitcoin. Foarte asemănător uh, pare acest lucru, dar mare atenție și pe daily, dacă mergem peste 60.300 de dolari, aș vrea să văd volum uh, mare care să ne confirme uh, trendul ascendent. Să mergem și pe Ethereum și și Ethereum din momentul de față este bullish pe 4 ore și dacă punem nivelul de suport și nivelul de rezistență, putem vedea că a ieșit și din acest ascending triangle cu targetul se măsoară de sus până jos. Și îl vom pune în momentul ieșirii. Vom avea un target de aproximativ 4870 de dolari. Exact, exact all time high-ul precedent și pe Ethereum. Și Ethereum arată foarte bine în momentul de față. Volumul este destul de mare. Și suntem peste EMA Ribbon pe 4 ore. Și dacă ne uităm și pe daily. Și pe daily facem exact un bounce. Încă Ethereum arată mult mai bine decât Bitcoin în momentul de față. Uh, nu a scăzut foarte mult sub EMA Ribbon și de aici Ethereum pare că face un bounce puternic pe daily și mă aștept și Ethereum să depășească 5.000 de dolari, poate până în decembrie sau poate și mult mai repede. Dar ce știm că când Ethereum urcă, urcă foarte bine. Vedem aici într-o lună cât a urcat de mult, a urcat parabolic, a urcat în V. Dar mare atenție uh, ce se va întâmpla și la fel și pe Ethereum trebuie să avem volum destul de mare să ne confirme mișcarea puternică în sus. Și nu uitați de cursurile noastre de pe ora de cripto.ro la 50% reducere în luna noiembrie. Se pot cumpăra cu cardul sau cu PayPal direct de pe site. Să mergem pe eGold. EGLD este momentul de față la 438 de dolari. Pe o oră, pe termen scurt, încă suntem sub EMA ribbon, sub rezistența asta. Vedem că a ținut-o cu perfecție, da, o dată, a doua, a treia, și în momentul de față suntem la 4-a încercare să o spargem pe oră. s-ar putea în momentul de față să o spargem deoarece am ajuns și eu la o zonă de oversold deci la 31 pe RSI, s-ar putea e gol să spargă puțin aici. Deoarece a scăzut destul de mult, dar trendul încă este în jos. Și aici, la, pe 4 ore pe EM Ribbon se va da bătălia pe EGOLD la 410 dolari. O închidere pe 4 ore sub 410 dolari s-ar putea uh, să ne arate că EGOLD să se corecteze mult mai mult. Și dacă ne uităm pe Daily. Următorul target ar fi la 384 de dolari și dacă nu ține 384, mergem până la 303 dolari. Mare atenție și la Elon, nu uitați să luați profituri, vă spuneam de când eram sus, nu uitați să luați profituri pe Elon, deoarece ce vom putea acumula e-gold în următoarele luni mult mai ieftin. Să mergem pe Mana. Și ieri vă spuneam de mana că merge în Fibonacci extins și este foarte bullish. Și am mers în sus și vă spuneam că următorul target ar fi 6.60 și am atins până la 5.92 aici. Și în momentul de față, cum Bitcoin pompează, aceste altcoin uri care au performat foarte, foarte bine când Bitcoin scădea, în momentul de față se corectează puțin. Este normal, a urcat foarte mult și banii s-au îndreptat puțin și către Bitcoin și către celelalte altcoinuri, uri Dar nimic de îngrijorat, pe moment de orice încă este foarte mult hype, în special pe Sandbox. Și mana, atâta timp cât stă peste 5 dolari, peste all time high-ul precedent, este bullish. Putem vedea o retestare doar a all-time ului precedent, aici de 5 dolari. Mergem în sus, testăm și de aici putem să mergem până în 6.60. Și pe 4 ori vedem o divergență bearish. Prețul este în urcare, dar RSI-ul este în scădere. Și hai să vă spun și de divergențele astea. Mergem pe daily, da? Deci vedem o divergență enorm de mare. Prețul este în urcare, dar divergența bearish ne împinge foarte mult jos, da? Dar asta s-a întâmplat și cu Sand când vă spuneam despre acest lucru. Vă spuneam când era graficul cam așa. Prețul mergea în sus pe Sand, opa, așa. Prețul mergea în sus, RSI-ul ne împingea în jos. Dar după câteva zile, cum arată RSI-ul, da? Nu mai avem divergența bearish. Încă suntem în zona de over sold și pe overbought și pe Uh, Sand, dar o să revenim pe Sand, Azi vă spuneam și de mana. Uh, da, vedem o divergență bearish în momentul de față, masivă pe mana pe Deli, dar poate pentru, pe, pentru următoarele zile, sa, uh, mana să urce foarte mult și această divergență bearish să nu mai fie divergență bearish. Și mana urcă când urcă și Sand și Sand a urcat foarte mult și mana nu a urcat atât de mult, dar dacă și mana, uh, Sand va începe să urce destul de mult, și mana va merge și el și atâta timp cât stă peste 5 dolari este bullish. O închidere pe daily sub 5 dolari ne-ar putea împinge spre 4, 3, 6. Nu ar fi exclus să testăm din nou acest prag important de pe Fibonacci de 0,786 la 4,40. Nu ar fi exclus să testăm de aici și să găsim suport și, și de aici să mergem în sus. Fie vom găsi la 4,96 aici sau la 4,37. Mare atenție și la mana pentru următoarele zile și săptămâni și să mergem pe sand. Pe moneda care a urcat cel mai mult în ultimele zile când toate scădeau. Să mergem prima dată pe 4 ore. Pe 4 ore se vede mult mai bine. Că a atins exact ultimul prag de Fibonacci 4, 2, 3, 6. Nu știu ce altcoin a mai urcat în acest bull market atât de mult pe 4, 2, 3, 6 pe Fibonacci. Și chiar la Sparta, mers puțin până la 8, 5, 10. Parabolic a orcat foarte mult, de la 3, de la 4 doar s-a dublat foarte repede. Și vă spuneam că mă aștept la o corecție pe sand până în 29, iar mai apoi până în 29, încă un val puternic. Și asta se întâmplă și în momentul de față, și foarte multe lume a încercat să șorteze pe aici, am văzut pe Binance, s-au lichidat foarte mulți care au încercat să șorteze mana. Dar mana este într-o corecție în momentul de față și mă așteptam la asta și să vedem până unde poate să meargă. Sand în corecție. Iar Sand a trecut de, bineînțeles, a luat reject de aici de la 8 dolari, de la 4,236. momentul de față este sub 3,618, iar următorul target ar fi 2,618 pe Fibonacci. 5, 7, 7, următorul nivel important de suport și s-ar putea de aici să găsească suport destul de bun și până în 29 să urcăm din nou. Mai cred că încă mai este un val puternic pe sand până în 29, poate și după de acest un, un proiect foarte bun, se lansează jocul după 3-4 ani de dezvoltare, se lansează versiunea alfa, după cum bine știți. Și cred că până aici, dacă vom avea norocul la 5.80 să acumulăm din nou sand, până în 29 și până după. Și cred că mai, o să mai fie încă un val puternic pe sand, dar avem nevoie de o zi, două de corecții, poate până până în 26, 27, iar mai apoi încă 2-3 zile de hype mare pe sand. Și mă aștept să depășim 8 dolari până în 29 sau poate după. Depinde cum va evolua și Bitcoin. Dar nu uitați tot timpul când suntem sus, când faceți mult bani, nu uitați să luați profit. Deoarece nu o să meargă sand la infinit până în 2-30 de dolari în acest bull market. Poate în următorul o să meargă și sunt convins că o să meargă. Dar nu uitați când sunteți sus, când este hype-ul cel mai mare, să luați profit. Să... Uh, luați profit și să acumulați mai încolo în alte proiecte sau în proiectul acesta după ce va scădea, deoarece tot ce este pe hype, tot ce este urcă foarte bine vertical, o va avea și o scădere la fel de bruscă. Nu uitați să luați profituri. Să merge și pe CRO. Și CRO, vă spuneam același lucru ieri pe CRO, că la un dolar, prin zona asta de un dolar, mă aștept să primim o rezistență pe CRO, deoarece este un prag psihologic enorm de mare, uh, un dolar, deoarece toată lumea știa de CRO de câțiva cenți, de zeci de cenți, și la un dolar vedem o candelă enorm de mare, uh, de la un, aproape un dolar, de la 0.95 până la 0.79 momentul de față. Mare atenție și la CRO și nu uitați să luați profituri pe CRO. Că deoarece CRO s-ar putea să corecteze mult mai mult de aici, dar long term este un proiect foarte bun, dar cred că o să, o să mai avem șanse de acumulat CRO în viitorul apropiat la niște prețuri mult mai bune. Să mergem și pe Gala. Gala long term îmi place foarte mult, am mai spus, -o asta, de a, am mai spus -o asta și în ultimele videouri, este un proiect foarte bun de gaming, m-am jucat chiar jocul Townstar pentru câteva zile să-l testez și... În momentul de față a avut un top de 0.78. 0.78 gala. A urcat foarte mult, am avut ceva la 0.10. Din păcate l-am vândut, dar hai să vedem cum arată gala în momentul de față. Și la fel ca și Cro, arată parabolic, arată vertical. Același lucru, nu uitați să luați profituri și vedem și o divergență bearish pe 4 ore. O mică divergență. Prețul este în urcare, rsi este în scădere. S-ar putea să se corecteze mai mult gala doar ce am atins și rezistența în momentul de față, cam pe aici. Gala s-ar putea să se corecteze de aici. Dacă mergem și pe daily, pe daily în care ar arătăm foarte bine, dar suntem la 94 pe RSI, mare atenție, dar ce imediat mergem pe aici pe RSI, imediat ieșim de, din calculator pe RSI. Nu uitați să luați profituri și pe Gala. Mit. Hai să arăt o, o monedă cu potențial pentru următoarele zile și săptămâni. Și nu uitați, când urcă Mitril, când urcă m i -T -H, urcă destul de bine. Și în momentul de față vedem un triunghi simetric pe Mit pe 4 ore. Și după cum bine știți, un triunghi simetric într-un uptrend are mai multe șanse să meargă în sus decât să meargă în jos. Și hai să vedem care este targetul din acest triunghi simetric pe Mitril, pe Mit. Se calculează de sus până jos. Se va pune momentul ieșirii. Să spunem că va fi pe aici. În următoarele 4-8 ore. Aici, peste 8 ore. Da? Targetul ar fi undeva la 0.23 pe mit. Mare atenție, doar ce avem șanse să mergem în sus pe mit de aici. Dar când suntem siguri că vom merge spre zona aia sau în direcția aia, ca să fim mult mai siguri, ar trebui să trecem de acest prag. De 020 0.13 aș spune eu dacă am închide peste 0.13%, cu volum destul de mare și cu o candele destul de mare aici, atunci Mitril s-ar putea să meargă destul de bine, deoarece am creat higher highs și am trece de, acest, de, această rezistență și Mitril ar putea să meargă destul de mult în sus până la 0.23. Și dacă punem o Fibonacci de la cel mai înalt nivel până la cel mai scăzut, vedem că este și un nivel de Fibonacci pe aici, pe la 0.12. Și dacă trece de 0.12, 0.13, următorul prag este la 0.14, pe aici, 0.14, 0.15. Dacă trece și de 0.15, atunci cel mai probabil vom merge repede până în 0.23. Și dacă depășim 0.19, mergem în Fibonacci extins pe mit până la 0.25. Mare atenție și la MIT, dar tot timpul trebuie să așteptați confirmări, da? Nu cumpărăm acum mitril, că poate, poate o să meargă în sus, sau așa ne spune analiza, analiza tehnică, că mergem în sus. Trebuie să așteptăm să depășim, mie îmi place să depășesc acest val, această zonă și cu volum destul de mare și cu o candelă și să, să ieșim pe 4 ore din acest triunghi simetric o candelă peste rezistență, cu volum destul de mare, ne-ar putea ară ară arăta orientarea pentru următoarele zile, ne-ar arăta trendul pentru următoarele zile și săptămâni și pe mit. Și nu uitați să luați profituri, vă spuneam că mă aștept să urcăm încă câteva săptămâni, până prin decembrie, să urcăm, piața să fie încă foarte bullish și nu uitați să luați profitul, deoarece când vom scădea, vom și scădea destul de bine. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!